Evoluția COVID-19 în România și în lume sunt ultimele informații oficiale. Cele mai multe cazuri noi, vorbim despre cele mai multe cazuri noi de îmbolnăvire de până acum în România. 10.269 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 la aproape 38.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. În București avem 1.141 noi cazuri de îmbolnăvire, Constanța 528, județul Cluj 501 și 168 decese în ultimele 24 de ore. În total, până acum, 9.429 români au decedat din cauza coronavirus. 1.174 persoane sunt internate în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Iar până astăzi în România au fost confirmate aproape 384.000 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus și peste 260.000 de pacienți au fost declarați vindecați. Așadar, cele mai multe noi cazuri de îmbolnăvire în ultimele 24 de ore de până acum în România. Coronavirus în România, vedem și evoluția COVID-19 în lume. La nivel mondial vorbim de peste 56 de milioane de cazuri de coronavirus, aproape 1.400.000 decese, iată și numărul persoanelor care s-au vindecat, peste 39 de milioane de oameni care au fost declarați vindecați. America are cele mai multe cazuri de coronavirus, se apropie de 11.700.000 de cazuri, India aproximativ 9 milioane de cazuri, iar Brazilia are aproape 6 milioane de cazuri de coronavirus. Ultimele informații despre evoluția COVID-19 sunt pe site-ul nostru libertatea.ro, date noi și pe pagina noastră de Facebook.